Crezi că le știi pe toate? Da. Părul, Luca, părul. Totul? Joacă dublu sau nimic. N-ai fixativul la tine. Nu m-am dat cu anticear, că am fost la meci, m-am culcat mai târziu. Bine, dublu sau nimic, 800 de euro avem în această dimineață, pe care sper eu să-i trimitem la Oradea. Tiberiu e deja cu noi. Bună dimineața! Salut, Tibi! Bună dimineața! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ce faci? În drum către servici. Ai tras pe dreapta? Da, da. Bravo. Stau în dreapta. Stai în dreapta. În stânga e doamna? S-a și mutat. Nu, nu. E domnul. E domnul. Okay. Cine e domnul? Să fiți fericiți, nu mai pune întrebări indiscrete. Așa. Vezi? Câți domni sunt prin preajmă? Doar domnul din stânga? Da, da. Am înțeles. Deci sunteți doi. Să fii atent și colegul... Cum îl cheamă pe colegul? De ajutor. Cum îl cheamă pe colegul? Cum? Liviu. Îl avem și pe Liviu cu noi. E bine de știut. Și cu ce vă ocupați, Tibi? Sunt șef de laborator. Conduc un laborator de fizico-chimice. Maica mea. Gata, hai că începem. Să trăiți. Începem. Deosebit respect. Ai ceva din domeniu? Din ce domeniu? Fizico-chimice. Să știi că am pe undeva ceva din fizico-chimice. Nu cred. Da. Gen, cât timp se fierbe ou tare, asta e fizico-chimic la tine sau ceva? Da. Mai poate ai noroc. Și ai picat pe setul de întrebări care îți priește astăzi. Tibi, planuri? Mergi până la capăt? Te întrebăm doar așa, oricum o să-ți... Nu știu, să vedem cum... Haideți la prima întrebare. Hai să vedem, gata, începem. Gata, domnule. 100 de euro, prima întrebare, 6 secunde ai la fiecare întrebare, timp ca să răspunzi corect, da? Da. Bine, hai să începem. 100 de euro. Tibi, prima întrebare e simplă, ca de obicei, dar noi am mai avut surprize, unele majore aici, la dublu sau nimic. Nu e cazul azi. Nici eu nu cred, dar nu poți ști niciodată. Pentru 100 de euro, Tibi, spune-ne cine a fost desemnat ieri pentru funcția de prim-ministru al României. Dacian Cioloș. Da. Da. Hai. Ura. Bravo! Tibi, ai 100 de euro deja în dimineața asta. Eu sunt curios ce faci acum, pentru că am simțit că în funcție de prima întrebare o să-ți faci strategia pentru restul concursului. A, așa. Păi mergem mai departe. Nu-i rău. Mergem mai departe acum sau mergi până la capăt? Păi, dacă mă întrebați cine l-a desemnat pe Cioloș, mergem până în capăt. Cine l-a desemnat pe Cioloș? Vă spun, pentru 200 de euro. Bine. Întrebare pentru 200? 100 de ce? De euro, să-ți spună cine l-a desemnat. Nu. Nu vrea, Tibi. Îi dăm 200 dacă merge mai departe pe întrebarea pe care o lansează Luca. Mergi, da? Da, da. 200 de euro. Ai auzit mai devreme indiciu despre domeniul de astăzi? Nu, din păcate. E, ideea e că era vorba de o întrebare din domeniul culinar. Așa. Și a venit, gătești? Liviu? Sandwich. Da. Liviu gătește, gata, fii atent că Liviu gătește. Nu-mi pare convins, dar n-are încredere că Liviu gătește. Tibi, fii atent. Pentru 200 de euro la dublu sau nimic, spune-ne... Din ce se face borșul? Zeama folosită în mod special la acrirea ciorbelor. Zarzavaturi? Nu știu. Nu știu. Cum să nu știi? Nu știu. Ce se face? Din ce se face? Din tărâțe, măi, Tibi. Tărâțe. Aoleu. Tărâțe, de grâu sau de secară. Asta e. Ok. Nu te-am nimerit. Da. Nu. Așa e la noi. Când e câteodată din sport, se nimerește să fie o doamnă care să nu se potrivească. Asta era mai degrabă pentru o gospodină. Întrebarea ți-a picat. Asta e, n-avem ce-i face, nu le potrivim. Sunt cum Mulțumesc. Se nimeresc. Mulțumesc. Cu drag, Tibi. Băi, și următoarea întrebare. Să aveți o zi bună. Era croită pentru Tiberiu. Maica mea. Era de acolo. Era din chimie. Da. O să fie mâine.
Dar tu ai făcut borș vreodată? Da. Serios? De vită. A, să prep... Nu, nu, dacă faci borșul, nu borș de borș, vită. Nu, 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 nu fac de-astea. Nu, nu. Poate e cazul acum. Tata făcea borș. Avea o oală de lut de la emaliat, emailat, pardon, tu, cu capac frumos, avea tărâțele lui, punea apă fierbinte și avea un pulover vechi, înfășura oala în șervete în pulover, ca să stea la cald acolo, știi? Atunci oamenii făceau borș, alte... Aoleu, se găsea și la piață, puteai să cumperi, dar era plăcerea lui să facă, el gătea, eu pe el l-am moștenit. Pentru așa alte și... rețete urmăriți dublu sau nimic mâine. Bunica mi-a făcea brânză acasă, artizanală, adică aveau preocupări de-astea. Brânză, da, da, exact. I turn them on every morning when I wake up. Trezește-te în fiecare zi a săptămânii cu deșteptarea. Makes me laugh. La Europa FM.